Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bine ați revenit la Biblioteca Județeană Nicolae Eminescu, Spătarul Vaslui, într-o zi frumoasă de toamnă. Ploaia ne-a lăsat un pic, o așteptăm în schimb de mâine ca să ude ogoarele așa cum se cuvine și să ne aducă pentru anul viitor prosperitatea la care visează toată lumea. Noi am venit cu o altă recoltă, la fel de frumoasă și bogată, ca lanurile pe care ne așteptăm să fie în bătaia soarelui, care să aducă bunăstare țăranului român și implicit tot românului. Am venit cu autoarea Oltea Rășcanu Gramaticu, profesor de istorie în Bârla, președinta societății de istorie, profesorul de istorie din județul Vaslui și, în același timp, un foarte activ om în peisajul cultural bârlădean și nu numai. Dumnezeu are preocupări multiple în domeniul istoriei. În același timp, rămâne o împătinită, o îndrăgostită de toate valorile pe care le are Bârlagul și, nu în ultimul rând, de tot ceea ce înseamnă istoria locurilor în care trăiește sau a locurilor prin care călătorește. De data aceasta vine în fața publicului vasluian cu istoria Bârlagului. Când mi s-a propus această lansare de carte, cărcotașii vasluieni întrebau dacă nu cumva se vor reaprinde polemicile nejustificate între Vaslui și Bârlagul. Și am spus că aceste polemici nu pot veni decât din partea oamenilor foarte mici, care nu vor înțelege niciodată că prezentarea unei cărți, chiar dacă este dintr-un oraș, zic unii rival, nu are nimic de a face cu evenimentul cultural în sine. Niciodată nu cred că bârlădenii vor privi cu ostilitate lansarea unei istorii a Vasluiului în Bârla. După cum cred că și vasluienii care judecă frumos, sănătos și constructiv nu vor vedea nimic altceva decât gestul frumos cultural al acestei lansări de carte. Doamna profesor Oltea Rășcanu Gramaticu a ținut să fie înconjurată astăzi de oameni care o viață au trudit în domeniul cărții. Este vorba de domnul academician Victor Spinei. Un român verde, sănătos și împătimit de valorile culturale a acestei nații, născut în Republica Moldova, în județul Lăpușna, în 26 octombrie 1941, deci peste foarte puține zile va fi ziua de naștere și îi spunem la mulți ani. Este domnul academician, omul care a avut sub privire și sub îndrumare o sumedenie de arheologi, profesori de istorie, cercetători, întrucât o viață a lucrat la Universitatea Alexandria în Cuza, unde a fost profesor la Catedra de Istorie și în ultima perioadă, și nu numai în ultima perioadă, în decursul anilor, a lucrat și lucrează la Institutul Adexenopol, institut al filialei Iași a Academiei Române. Dumnealui a ținut să fie prezent la Vaslui dintr-un respect pentru carte, dintr-un respect pentru istorie și, nu în ultimul rând, pentru cei care îndrăgesc lectura și scrisul. Prin urmare, vă rog să-mi permiteți să-i dau cuvântul domnului academician pentru prezentarea pe care și-a pregătit-o vis-a-vis de această istorie a Bârlagului. Vă rog. Domnule director, doamnă autoare acestei cărți, doamna profesoară Rășcanu Gramaticu, doamnelor și domnilor, stimați colegi, fiind cu plăcere la Vaslui, unde am sălășluit multă vreme, făcând săpături arheologice în diverse puncte, în un oraș drag. Sper să nu fie luat, ca un afront că vorbesc despre Bârlat aici, în Vaslui, dar fiind rivalitatea deja expusă suficient de domnul director, dar și de Bârlat sunt legat, poate mai profund, prin faptul că acolo am făcut multă vreme săpături, am scris despre
acest centru urban interesant. Am convenit ca să vin la în orașul dumneavoastră pentru un moment editorial cu totul și cu totul remarcabil. E vorba de cele trei volume pe care le vedeți aici în fața domniilor voastre, trei volume care însumează vreo 3.000 de pagini, adevărate cărămiți, cum le spunem într-un argo, dar niște cărămiți care contribuie la clădirea unui edificiu. Acest edificiu este istoriografia națională, fără lucrări punctuale despre diverse aspecte regionale sau aspecte de ordin cultural, de ordin confesional. Nu s-ar putea înțelege, nu s-ar putea clădi o istoriografie care să fie cu valențe, într-adevăr, de notorii. Spunea un ilustru literat, Goga, că tăcerea este anticamera uitării. Și e datoria noastră ca să propagăm valorile culturale, pentru că astăzi apar în sumedenii zeci de mii de lucrări anual, foarte multă literatură care istorică sau literatură de altă nuanță, care e pur și simplu o maculatură și care pervertește bunul gust și dezinformează pe cititor. Și tocmai este o satisfacție de a rosti câteva cuvinte de apreciere pentru o trudă îndelungată pe altarul științei, făcută de colega noastră. Trei volume care se află la a treia ediție. Doamna Otea Rășcanu Gramaticu a mai comis, să zicem așa, încercări de a face cunoscută istoria Bernardului, activa ce activează cu eficiență. În anii anteriori, și anume în 1998, a apărut o primă ediție a lucrării în două volume, pe urmă în anul 2002 o a doua ediție, volume pe care le-a coordonat atunci, acum ne aflăm într-o lucrare care îi aparține prin integralitatea ei, fructul unor eforturi de deosebite. Nu este numai o simplă istorie de a unei așezări, din punct de vedere politic sau economic, ci înfățișează toate laturile vieții umane. Găsim aici pagini dense despre trecutul Bârladului, din cele mai vechi timpuri, din Paleolitic până la Claus Iohannis. Găsim aici informații docte despre economia localității, despre armată, despre biserică. Aici are un aport și colegul Laurențiu. Și găsim de asemenea numeroase alte date de mare utilitate. Toți care se vor ocupa în viitor despre istoria acestei așezări nu vor putea ignora lucrarea această sintetică de mare acribie științifică făcută cu o mare pasiune. Iorga spunea că marile lucrările cele mai importante nu conțin numai material, dar și suflet înmagazinat în lucrarea respectivă. În acest caz ne aflăm o bivalență de interpretativă, adică și există și mult material, dar și mult suflet înmagazinat în paginile acestei lucrări. Nu e singura monografie care s-a elaborat asupra unei așezări urbane din spațiul moldav. Și aici, la Vaslui, în urmă cu
circa un an, a apărut o monografie într-un volum, rod al eforturilor profesorului Zahariuc și a unui coleg mai tânăr de la Iași, Lucian Lescu. O lucrare de asemenea remarcabilă. Mai sunt astfel de lucrări dedicate galaților, al Paul Păltâne, un model de monografie. Mai sunt lucrări de, mai multe lucrări despre Iași, despre Suceava, despre Baia, despre Bacău, toate creionând un ansamblu asupra vieții urbane din spațiul de la est de Carpații Orientale. Aceasta, ca dimensiune, este cea mai impozantă și merită toată considerația. E și o lectură dificilă de făcut, se spune la, se spunea un șugubăț că e mai ușor să se întrebi decât să o citești și mai ușor să o înțelegi decât să o citești. Dar, evident, cei care sunt ocupați cu adevărat de destinul istoric al întrebărilorului vor face eforturi și un efort răsplătit prin satisfacția de a găsi lucruri consistente despre acest oraș. Toate aceste monografii întregesc un ansamblu mai mare despre geneza vieții urbane din Moldova și despre evoluția sa. Sunt astfel de lucrări datorate ilustrului academician C.C. Giurescu și mai nou de lucrare a unui coleg de la Universitatea din Iași, Laurențiu Radvan, coleg cu mine, tot pe aceeași lungime de prenume. Această lucrare nu este, cum spunea Iorga, o tencuială nouă peste pereți vechi, ci aduce la cunoștința cititorului o serie de lucruri care au fost deja evocate, dar care capăt în pagina acest volume o altă interpretare, dar și foarte multe lucruri care sunt pentru prima dată evocate într-o lucrare științifică. O lucrare științifică care s-a bazat atât pe literatura confraților care au scris anterior despre tema respectivă, dar și prin lucru în arhive și prin investigarea presei, toate datele fiind adunate cu mare grijă și interpretate corespunzător. Un prim capitol se referă la importanța factorului geografic pentru elementul antropic, adică pentru influența mediului local asupra dezvoltării societăților umane care au slujit pe aceste medii. Este o perspectivă foarte importantă pe care este neglijată de multe ori. Mediul geografic, fără a cădea în exagerările exponenților geopolitici, a jucat un rol esențial pentru unde realizarea de societăților umane. Astăzi avem repere indubitabile în acest sens. Bogăția teribilă a petrolului din zona de Golf a polarizat această zonă în epicentrul interesului mondial. Arealuri sărăcăcioase, precum Islanda, săracă, asta niciodată n-a fost ținta unor migrații, unor atacuri militare pentru controlul zonei. Spațiul românesc a fost de asemenea ținta unor migratori care s-au derulat în valuri succesive, ocupând zona în mod temporar, cauzând prejudicii dezvoltării firești a societății locale. A fost și un avantaj pentru că prin contacte cu alte civilizații s-au
adunat eclectic o serie de factori de cultură care au contribuit la structurile pe care le are astăzi poporul român. Am fost, precum spunea bine cronicarul, în calea răutăților. Iar în zona Bârladului, în sudul Moldovei în general, s-au derulat nenumărate valuri migratoare care s-au pus pe cetea pe istoria mai veche a acestui spațiu românesc. În legătură cu geneza orașului Bârlad, problema genezei este totdeauna fascinantă și este investigată cu mare interes de istorici. Și în paginile primului volum, de asemenea, se dedică considerații importante și bine documentate asupra rosturilor de început a Bârladului. Fiind un oraș în care au apărut atâți intelectuali de vază, și aici Bârladul este un model și o zonă din care au pornit nenumărați corifei ai științei și culturii românești, alături de Iași, de Botoșani, de Fălticeni, să zicem. Faptul acesta a polarizat atenția multor istorici și în legătură cu trecutul Bârladului. Pentru acest trecut s-au pronunțat pentru decriptarea lucrurilor din trecut, s-au pronunțat foarte mulți istorici români, dar și străini, ruși, ucraineni, germani, de altă naționalitate. Și în balanța judecății istorice au contat și unele falsuri. Este celebră așa numită diplomă bârlădeană, chipul de datată la 1834 și pusă în circulație de Hașdău, a cărei cărturărie era indubitabil și cărei purtăm un respect deosebit pentru contribuția sa la literatură, dar și istoria românească. De ce a fost determinat Hașdău să facă o diplomă falsă? Era un joc al savanților din trecut ca să amestece niște lucruri. Și diploma aceasta, vreme de vreo 30 de ani, nu a fost depistată ca fiind un fals. Tot un român, Ioan Bogdan, prietenul lui Iorga, a dat un verdict în privința falsului. Dar ceea ce se întâmplă și cu clevetirile din perioada contemporană a calomniilor. Se lansează calomnia, ea are un efect de îndelungat, se dovedește că a fost o mărșăvie în cazul respectiv, dar tot mai rămân niște răzăcini în judecata confraților. La fel și cu diploma bârlădeană, s-a dovedit că este fals, dar teoriile clădite pe baza acestor informații au continuat să fie colportate în istoriografie în mod păgubitor și surprinzător. Ba chiar și astăzi un istoric de la Chișinău, Rabinovici îl cheamă, am citit săptămâna trecută, un studiu în care el încerca să dea dreptate lui Hașdău, deși este rezibil lucrul acesta. Deci, nicio legătură cu Bârlad, actul respectiv, diploma de la 1834. Alte neajunsuri istoriografice le-a provocat în informație dintr-o cronică rusească, Ipatievskaya, redactată lângă Moscova, la Kostroma, în sfârșitul secolului al XIII-lea, care se vorbește despre un oraș Bârlad. Niciodată menționat în alte surse de epocă. Și mie îmi pare bine că și este o satisfacție că în paginile primului volum autoarea nu cade în ispita nenumăraților
istorici care dau crezare informații respective din cronica rusă că ar fi vorba de aceeași localitate, Bârladu nostru și Bârladu menționat în cronica rusă. Și aici, dat fiind că a fost o discuție care mai continuă și astăzi în legătură cu această știre din cronica rusească, o să ne permiteți o mică o mică desprindere de tema produsă a prezentării, dacă alea are conexiune cu volum. Despre ce informații vorba? Pentru că mulți din dumneavoastră probabil că o iau încă în serios. Un kneaz din Rusia, din Rusia care era împărțită în secolul al XII-lea, în multe knezate independente, un kneaz de la Suzdal, lângă Moscova, la nord de Moscova, are o discuție cu doi pretendenți la tron, din rudele sale, și îi dezarmează și unul îi spune: tu te duci la Smolensk, tu te duci la Bârladu. Și lumea a crezut că e vorba de Bârladul nostru. Dar logica fragmentului ne îndeamnă să nu fim de acord cu interpretarea Bârladului cu Bârladul de astăzi. Și din ce cauze? Cnezatul respectiv de Suzdal era foarte îndepărtat, 1500 de kilometri de zona noastră. Între cnezatul de Suzdal și zona Moldavă se interpunea cnezatul Chievian și cnezatul Halician. Deci era o lungă distanță. Dar logica e alta. Dacă eu, un potentat politic, pot să impun unor adversari să plece din teritoriul meu, eu nu am calitatea să-i spun unde să se ducă ca să iasă de sub incidența politicii pe care o dirijez. Cum să zicem Ceaușescu, ca să fiu mai explicit. Ceaușescu, să zicem, avea niște adversari. Și spune unuia, uite, te pedepsesc, tu te duci la Marsilia, tu te duci la Cambridge, în Anglia. Cum putea să spună el, să te ducă cu tare, cu tare? Putea să spune că tu te duci la Iași, tu te duci la Fălticeni, dar nu dincolo de fruntariile statului respectiv. Deci o anomalie de logică. Deci nicio legătură cu Bârladul vechi și în spiritul acestei idei se pot cita și faptul că în zona Bârladului, ca și în zona Vaslui, sunt o sumedenie de morminte ale călăreților de stepă pe cenegi cu mari. Ori în zona în care aceștia, în secolul XII, își aveau sălașele sezoniere, nu putea să se creeze o așezare cu caracteristici urbane. Ceea ce este meritoriu în cartea respectivă este că prin noi anul de teorii în legătură cu geneza Vasluiului, autoarea a ales probabil ediția următoare va fi să ne mâncați pâinea la Vaslui, dacă nu se supere domnul. Dacă mergi așa în fază de nervi, s-ar putea să fii mai rapid. Da. Vreau să spun că asta era ideea, că a demonta unele lucruri este mai greu în istoriografie și chiar în critica obișnuită literară, dar ca impune lucrări noi. Fiindcă sunt luate de mulți, colportate ideile și lumea are un tradiționalism de a se ancora în anumite teorii. Și aș cita și pe Sofocle din drama sa Antigona celebră, care spunea că omul învățat nu trebuie să rușineze niciodată să mai citească, să mai învețe în plus. Și este meritul colegii noastre că a fost tenace, nu a fost
fost implicate în tot felul de acțiuni, nu numai activitate didactică, dar este meritoriu pentru ce a făcut la Bârlad un model în privința devoțiunii pentru orașul ei și dar nu numai pentru orașul ei, pentru cultura românească, pentru modul cum a propagat valorile literare, culturale, istorice în urmea sa, prin elevii pe care i-a pregătit, unul din cei mai vreți să află chiar aici, lângă mine. Și nu este numai această lucrare, nu numai această lucrare a fost elaborată de dumneavoastră, are o sumedenie de alte cărți de valoare și este și un merit suplimentar pe care un istoric, un cărturar dintr-un oraș mai mărunt față de centre de la București, Iași, Cluj, unde sunt biblioteci mai bogate, posibilități de schimburi mai dinamice, din Bârlad sau din Vaslui sau de la Bacău, e mult mai greu să concepi o lucrare amplă, fiindcă se trebuie un efort de documentare mult mai consistent. Și dacă parcurgeți excursul bibliografic care este folosit pentru clădirea acestor monumentale volume, veți vedea o documentație de o bogăție impresionantă. Și este un merit deosebit, nu numai pentru că s-a documentat, pentru că a folosit în mod doct informația respectivă, a tras concluzii de cele mai, importante. E o operă în care, cum mă repet citându-l pe Iorga, în care nu este numai mult material, dar și mult suflet. Caragiale, odată când i s-a prezentat una din cărți, era foarte lăudat, s-a ridicat și a spus, oare nu sunt prea multe laude la adresa mea? Și până sigur a răspuns, cred că nu. Nu ți se pare că mai laudat? Lui misie. Zice, căci mie nu mi se pare. Și mai drăgost. Și pentru că sunt copii în sală și elevi de liceu, cred că ați înțeles mesajul domnului academician. E greu, într-adevăr, să te documentezi, să scrii astfel de carte, însă nu este greu să răzbați în viață, să ajungi undeva sus, chiar dacă provii dintr-un oraș mic, chiar dacă provii dintr-o localitate aparent neînsemnată. Un exemplu foarte clar în sprijinul a ceea ce am spus un pic mai înainte este domnul profesor Nicolae Crețu, profesor universitar doctor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, care plecând din Bârlad, absolvând liceul Gheorghe Roșca Podreanu, ajunge să se impună în lumea universitară și nu numai în lumea universitară. Iată-l acum, alături de fosta dumnealui colegă, doamna Oltea Rășcanu, la acest eveniment, că de regulă oamenii trebuie să fie alături și la bine și la rău. De data aceasta suntem alături la bine și a ținut să fie prezent la Vaslui, cât prețuiește aceste meleaguri, chiar dacă acum locuiește în Iași. Vă rog să-mi permite să dau cuvântul domnului profesor Nicolae Crețu. Eu mă bucur să fiu la Vaslui, alături de Dan Ravaru, un coleg și prieten încă din copilărie, eram și vecin. Doar un gard ne despărțea curțile caselor și amândoi, de asemenea, familiile, eram vecini și cu Casa Muzeu Gheorghe Gheorghiu Udeș. Locul nașterii. Da. Care este și el prezent, cum este și normal, în trilogia istoriei Bârladului, scrisă, lucrată, construită de Oltea Rășcanu Gramaticu sau Gramaticu Rășcanu Gramaticu.
am vrut să verific ordinea acestor. Eu știu de Oltea Rășcanu încă din vremea școlii noastre bârlădene, a fost și colegă de clasă chiar cu fratele meu, cu Aurel, așa că ne știm de multă vreme. O mare ambițioasă. Să nu mă faci mafioșă. Și o mare muncitoare. Mai la sfârșit. Suspectă ești oricum, pentru că sunt sigur că faci parte dintr-o mafie mondială, altfel nu se explică călătoriile astea pe Mahamont. Am emis mai multe ipoteze despre finanțatori. Întâi m-am gândit la Bin Laden. După aceea, mai recent, m-am gândit că după moartea lui, oricum o fi preluat-o, finanțarea de ea vorbesc, o fi preluat-o Vladimir Putin. Sau mai știu eu cine altcineva, Obama, poate că ăștia se ceartă de la orice. Glumesc, dar nu cu totul. Uite că și această sete de spațiu, care este de asemenea a Oltei, are un corelativ și în setea de timp, care este un apetit al istoricului. Istoricul e îndrăgostit de timp. De timpul trecutului, dar scrie într-un prezent la care scriind se raportează cu siguranță. Și eu cred că toți istoricii, toți absolut, în frunte cu academicienii istorici, la Bârlad a vorbit Alexandru Zub, aici vorbește Victor Spinei, doi istorici academicieni, dintr-un oraș cu Iașul, în care universitatea este străjuită de statui la doi istorici. Mihail Cogălnicianu și A. de Xenopol. Un oraș, cred eu, care ar trebui să aibă undeva, nu are, și o statuie a lui Nicolae Iorga, care a fost printre profesorii universității și este de asemenea un foarte mare istoric. Am să încerc să nu spun din nou ce am spus când am vorbit la Bârlad despre trilogia Oltei. La cine așteptăm când apare o astfel de lucrare? Cui îi poate fi utilă? La ce va sluji? Sunt întrebări firești, pragmatice. Nu înseamnă că ne așteptăm ca această trilogie să fie citită, da capo al fine. Nu. Lucrările de acest gen sunt lucrări de consultat. Citești anumite capitole, anumite subcapitole. Cel mai frecvent citești sumarul, ca să știi unde te duci, la ce volum, între ce pagini, este ceea ce cauți. Bine, sunt și cititori mai leneși care sunt obosiți după lectura sumarului. Și nu mai știți mai departe. Chiar eu mă gândesc, da. Asta i-a spus lui Dan Lungul, aia așa o lansare, Dan Lungul, așa propulsat foarte tare de editura Polirom, la lansarea cărții lui Fetița, care, cum e tipul exact, se juca cu Dumnezeu, da. I-am spus că cel mai frumos lucru e titlul romanului. Și el, balițios, a zis, ori n-ați citit decât titlul. Zic, nu, tocmai de asta, dacă am spus cel mai frumos, înseamnă că e un superlativ relativ, da? E pe comparație. Vreau să spun că textul mai are și slăbiciuni pe aici, pe acolo, în unele capitole. Dar titlul este seducător, te dă gata. E, aici e un titlu foarte sobru. Istoria Bârladului. E sobru, dar este, te angajează pe tine autorul la foarte mult. Ce serviciu ne face nouă tuturor? Tuturor celor interesați de istorie, de istoria Bârladului, de istoria zonei, inclusiv de istoria rivalităților dintre Bârlad și Vaslui. Ne interesează toate capitolele de viață care intră într-o lucrare de istorie. Istoria economiei, agricultură, dar și industrie și servicii, alte, toate domeniile importante ale economiei. E legat atât de mult de social, demografie, populația a scăzut, a crescut. Sigur că a mai scăzut după căderea comunismului, pentru că mulți dintre cei care lucrau în industria bârlădeană, la FEPA, la fabrica de rulmenți, au rămas fără loc de muncă.
pentru că s-au făcut tot felul de tâmpenii în România post-comunist. Nu știu dacă e post-comunist. Eu mă îndoiesc că și astăzi, nici astăzi nu e încă post-comunist, pentru că sunt prea mulți comuniști revopsiți care candidează la alegeri. Și au pus mâna și pe bani, sau dacă n-au pus încă mâna, speră să pună mâna după ce sunt aleși. Și, cum îi vedem, sunt convocați pentru autografe la DNA. Păi s-a întâmplat acest lucru, istoria. Eu, prima oară când am auzit de proiectul de trilogie de la Bărlăte, înainte de a vorbi cartea Oltea și de a vorbi despre cartea ei la Bărlăte, mi-am zis că poate Oltea, nu numai ca istoric, ci și ca unul dintre bărlădenii care au jucat un rol în istoria Bărlătei, a vrut să scrie, a avut funcții politice pe vremea comunismului. Ai și acum? Da. Ai și acum. Nu e rost. N-am niciun fel de prejudecată. Comunist să fie, dar să facă niște lucruri. Decât anticomunist și nu face nimic sau fură. E ca și cu religia. Îmi plac ateii care sunt mai morali decât credincioșii, care fac mătănii la biserică și între luni și sâmbătă, până a face mătănii la biserică, păcătuiesc. Să judecăm oamenii după fapte. Și eu știu că Oltea, și pe vremea comunismului, a făcut, alături de alții, și destule lucruri bune pentru Bârlad și Bârlădeni. Dar și la Vaslui, ca toată țara. Nu s-ar fi realizat ce s-a realizat pe vremea comunismului dacă toți, mă rog, oamenii care au avut funcții pe vremea comunismului ar fi fost niște proști, niște incompetenți, niște hoți. Erau mai puțin hoți pe atunci, acum sunt mai mulți, în mai multe partide. Asta e unul din rezultatele pluralismului la noi. E frumoasă lucrarea, îți oferă informații. Eu m-am uitat din curiozitate, acum, asta n-am făcut-o la Bărlad, dar acum m-am uitat la indexul de nume, indicele de nume, din final. Îți dă o imagine despre rămurișul de trimiteri din text, din cele trei volume. Îți dă o imagine. Și cine e pe primul loc? Cu cele mai multe trimiteri, indexări, număr de pagini, o coloană întreagă, mai mult de o coloană. Alexandru Ion Cuza, dacă am comparat eu bine. Orice caz, foarte pe aproape și Ștefan cel Mare. Foarte pe aproape sub Nicolae Ioră, Mihai Eminescu. Sigur, personal, astea ale culturii. Indicele ăsta care apare la volumul 3, este numai pentru volumul al treilea? Nu. Numai? Pentru toată trilogia. Da. Și uite, mi-am mai notat aici niște nume. Ioan Antonovi, Stroievelos, personalități legate de istoria Bărlăgului, de instituțiile. Nicoleta Arnăutu, muzeul îi datorează foarte mult. Bărlăgul are colecția Chiricuță și alte două, trei colecții particulare, inclusiv Teodorescu. Constantin Teodorescu, medicul care a murit. Care fac din muzeul Bărlăgului un oraș, nu chiar foarte mic, dar nici măcar de talie mijlocie. E undeva așa, ca la boxer, la semi-ușoară. Da. Ca și Vaslui. Orașe de talie apropiate. Cultural și atunci când sunt oameni care fac ceva pentru urbea lor, pentru comunitatea lor, în economie, în industrie, în afaceri, în toate astea, dar cultural în special, orașele mici nu au de ce să aibă complexe de inferioritate. Nici nu ne dăm noi seama cum intrarea asta în Uniunea Europeană, târâși grăfiși cum s-a făcut ea, câte o ocazie oferă localităților mici, chiar unor sate, nu orașe, să aibă inițiative culturale, programe pe fonduri europene și să lichideze complexele lor de inferioritate. N-avem de ce să privim tot timpul așa cu gelozie spre Bucureștiul nostru, care e plin de provinciali în gândire. Trebuie să privim mai departe. Trebuie relații internaționale, trebuie legături între orașe de mărime medie sau chiar mici și centre culturale din străinătate. Salzburgul lui Mozart este un orașel mai mic decât Vaslui. Sau decât Bărlăgul, la fel. Are blazonul dat de Wolfgang Amadeus Mozart.
Și tot un oraș și pe Mozart. De la bomboanele de ciocolată, venite într-o învelitoare cu portretul lui Mozart, Mozarteum, tot e pe Mozart. Weimarul lui Goethe și Schiller, la fel. Atâtea orașe din lume, unde duci? Italia e plină de orașe mici, datorită formițării istorice, care sunt centre culturale extraordinare, palate, muzee, artă, pentru că micii nobili, nu chiar așa de mici, duci, conți, mă rog, au vrut să fie mecena ai artelor, au adus artiști și orașele lor, în Italia poți să te oprești oriunde, oriunde ai ceva de văzut. Mai ales că italienii au și geniul acesta al marketingului turistic, un pietroi dacă a mai rămas, îl înconjoară cu ceva și pur și un preț de intrare. Foarte bine. În euro. Da. Dar mă întorc la cartea Oltei. Eu pe mulți dintre cei care apar în această lucrare, îi cunosc, adică ne-am văzut, am fost colegi de școală sau erau mai mici decât mine, i-am cunoscut mai târziu. Că de obicei te uiți mai ales la cei mai mari și mai ales, mă rog, în cazul fetelor al bărbăților, ne mai uitam și la cele mai mici decât noi. Dar în cazul băieților, bărbaților, așa, i-am cunoscut. Activitatea lor, a celor care au pus suflet, inimă, inteligență în ceea ce au făcut, profesori, ingineri, medici și așa mai departe. Sunt foarte mulți generali în istoria Bârladului. Bârladul a dat armatei române multe nume mari în istoria militară a României. Ei, cui poate servi lucrarea? Păi să zicem că eu sunt un nebârlădean care văd în librărie un nou volum al lui Simeon Bogdănescu, profesorul Ioan Pufra, de la liceul Colegiul Mihai Eminescu, care face și un cenaclu cu elevii, scoate și o revistă școlară împreună cu elevii talentați, sau Cristian Simeonescu, a fost la, pe vremea comunistului, era la Casa Pionier, și după aceea. Oameni care sunt fermenții activităților. Orice oraș, orice, și localități mai mici, întâlnirile astea, fiii satului și așa, mențin un liant, mențin o conștiință a legăturilor, a comunității. Ce oameni a dat comunitatea? Și mândria localnicilor și e normal să fie așa. Ei, o lucrare de felul ăsta joacă un astfel de rol. E informație, sigur, e informație sistematizată și într-o mai mică măsură interpretată. Eu cred că dacă nu se va apuca să scrie și istoria Vaslui, va da până la capăt o sinteză. Deci cu un plus de interpretare față de ce este acum. Este deja interpretare. A vorbit domnul academician Victor Sfinei despre pașii progresive ai autoare, lucrări anterioare. Această trilogie n-a ieșit din nimic. Erau lucruri făcute înainte, le-a încorporat în această privire mai largă și mai sistematică, mai sistematizată, a pornit de la instrumente de lectură. De ce sunt așa de frecvent citați Ioan Antonovici sau Traian Nicola? Sau deci, pentru că sunt sursele de informație cu care a lucrat autoarea. Internetul, de asemenea, ajută. Eu sunt sătul și chiar iritat de faptul că două vocabule bântuie lumea în care trăim astăzi și este un rezultat al agresivității tehnologiilor și a marketingului tehnologiilor. Toată lumea vorbește, vrei, nu vrei, și unii vorbesc în neștire despre informație, despre comunicare. Niciodată nu s-a comunicat mai prost în România decât se comunică în prezent. Toată lumea cu telefonul mobil la ureche și bărbatul întreabă în magazin să cumpăr varză de Bruxelles. Da, sau să cumpăr varză de-a noastră, autohtonă. Scoate pisica de sub pat, tot felul de mesaje importante, mă rog, între cel de la telefonul la care vorbește în tramvai sau la autobuz, mă rog, alte ori. Mult mai interesant să fac declarații de amor, tot pe telefonul mobil. Ăsta, dacă e mai cocoș, așa-și face și un selfie în timpul declarației.
Dar detest toată vorbăria asta despre comunicare și despre informație. Îi întreb pe studenții din anul întâi, am curs cu, la anul întâi cu Bobocii, la teoria literaturii. Voi ați citit Ion, la Răbreanu, Pădurea Spunzoasă și Ion. Asta două. Sunt obligatorii încă din liceu. Răspunsul de obicei sună cam așa. Am informația. Ai informația. Vrei să decodific eu? Am informația înseamnă n-am citit. Dar m-am uitat pe net. Asta înseamnă. Și ia niște citate nenorocite și niște comentarii tot așa de mediocre, care sunt pe net și își închipui dacă n-a trecut lectura unei capodopere românești, cum este Pădurea Spunzoasă, cum este și Ion. Dacă n-a trecut prin sufletul și mintea ta, cu ce te ales? Ce fel de studiu al literaturii ai făcut? Mie îmi place să merg pe jos. Iau pe cei de la liceu internat, liceu Mozart din Iași, liceu de elită, într-adevăr, liceu internat. Negruții, Costache Negruții, Colegiul Național. Apropo, Colegiul Național din Bârnat, pe vremea când nu era inflație de colegii naționale cum e acum, a fost al patrulea liceu din România care a primit această distinție. Primul a fost liceul Sfântul Sava din București, al doilea a fost liceul Național din Iași, cel care a fost anul de vreme și anul lui Sadoveanu, al treilea liceul Ferdinand de la Craiova și al patrulea Roșca Codreanu din Bârlad. Pentru că au dat personalități, de aceea se dădeau pe rezultate, în funcție de rezultate, această distinție. Da, este informație. Da, și avem nevoie de surse de informație. Avem nevoie de oameni serioși care să ne pună la dispoziție sursele de informație. Nu să perpetueze erori, informații greșite, cum s-a vorbit aici despre pericolul acesta. Profesorul meu de chimie de la liceul Roșca Codreanu, Traian Nicola, care făcea lucrări din acestea de, mă rog, strângere la un loc a informației despre ce au produs părădenii, ce au publicat, cărți, studii, articole și așa mai departe, celor care eram abordabili, ne întâlneam cu el, ne cerea să-i dăm noi ce am publicat, bibliografia. I-am dat. Mă trezesc când a apărut volumul în care era, volumul realizat de profesorul Traian Nicola, cu niște chestii prin Scânteia Tineretului, care erau semnate Nicolae Crețu, apropo, eu în acte sunt Neculae Crețu, dar totdeauna am semnat Nicolae. Ei, era, mai era un Nicolae Crețu. E cel care a publicat poezie și l-a lăudat Alexandru Paleologa, parcă văd, l-a invidiat pe acest Verona. Verona, Dan Verona. E numele, pseudonimul lui ca poet, dar în realitate îl cheamă Nicolae Crețu. El era și activist al UTC-ului. Ce a publicat pe linia lui de activist a semnat Nicolae Crețu. Profesorul Nicola a crezut că eu mi-ascund colaborările la Scânteia Tineretului. Și că mă dezvolt. Omul mai e în viață și Bârlad îi datorează foarte mult cu aceste lucruri. Cu imperfecțiuni, cu greșeli. E o sursă de informații pe care a folosit-o din prinșiul ăsta, cu siguranță. Să și vede după indicele de nume. Dar avem nevoie de astfel de lucrări. Ele sunt și o treaptă superioară deja către sinteze în care echilibrul între informație și interpretare să meargă mai mult în direcția interpretării decât deocamdată. Asta e și riscant, interpretarea istoriei a dus, și pericolele în interpretarea istoriei, au dus la celebra butadă care se zice că este creația, a spus-o un istoric francez. Rien n'est plus difficile à prévoir que le passé. Nimic nu e mai dificil de prevăzut decât trecutul. Cum să prevezi trecutul? Trecutul e deja consumat. Nu de trecut, de fapt e vorba, ci de interpretarea lui, care se schimbă în timp, uneori și în funcție de conjuncturi, uneori și în funcție de, mă rog, ideologii, mentalități și așa mai departe. Gata, cred că am vorbit deja prea mult. Dar vreau să vă spun că avem nevoie, peste tot, în toate comunitățile, avem nevoie de astfel de lucrări, de astfel de istorie. Nu numai ca sursă de informații, într-un domeniu sau altul. Eu caut, să zicem, am jucat rolul unui străin de Bârlad, care vede volumul lui Simeon Bogdănescu și zice, ce-o fi, află că-i bârladean, ce-o fi ăsta la Bârladul lui acolo, ce faci? Uite, se duce la lucrarea Olbrich, așa nu și află.
și despre atâția alți burlăneni, mai vechi sau mai noi, da. La anul vor fi 75 de ani de la nașterea lui Cezar Ivanescu, cu care mă cunoșteam din perioada liceului și într-o vreme împreună cu Dan și cu Octavian Stoica, al Bârlădean, era, ei au gândit, au avut gândul ăsta, un fel de mic cenaclu, așa, pe undeva pe dealul de Bârlădean, pe acolo, pe lângă complexul școlar, Gheorghe Gheorghiu, deja acum cu numele de Mihai Eminescu. N-a durat mult, câteva săptămâni. Mergeam toți și la cenaclu orașului condus de la Stroie Vărăscu, la bibliotecă condus de Manta Roșie, judecător cu preocupări de literatură, tatălui Ion Coban. Da. E nevoie de astfel de lucrări, ele dau o conștiință colectivă a apartenenței la o matcă, a orașului, a satului, a locului în care ai văzut lumina zilei. Ești printre ei. Asta va conta foarte mult pentru tine. Să afle bârlădenii că Tonița, Cuza, Pârvan, atâtea nume mari, ești, sunt legate de Bârlăni. Gata, acum chiar cam tot. Și să afle și Vasluieni, nu mai vorbim. Bine, toți români. După cum ați observat, nu numai lectura induce o stare de somn pentru cei neobișnuiți cu cititul, până și ascultat. Câțiva colegi din presă mai aveau un pic și adormeau, motiv pentru care și-au luat camerele și-au plecat, pentru că o lansare de carte nu poate fi decât un eveniment între un viol și un accident de mașină. Motiv pentru care, probabil, au primit un telefon să meargă la un eveniment mult prea important pentru urbea noastră, mult mai important decât această lansare de carte. Înțelegem, trebuie să-și câștige pâinea, le sugerăm să-și câștige pâinea cu lucruri mult mai serioase și care dau o anumită consistență orașului nostru. Domnul profesor Cârciu spunea la un moment dat că nu e neapărat, sunt elevi, știu că vă sperie cărțile foarte mari, nu e neapărat nevoie să luați cartea să o citiți dintr-un capăt până în celălalt. E nevoie să o consultați pe problemele care vă interesează. Cred că este un exercițiu de voință să iei cele trei volume, să le citești dintr-un capăt în altul. Știam că în ultima perioadă, culmea răbdării în România ar fi să asculți un banc spus de Florin Piersic și tradus de Klaus Iohannis. Dar am constat că citirea celor trei volume... E o lovitură sub centură, să știe că nemții n-au umor. Dar cred că această culme a răbdării a fost depășită și pentru cei care sunt foarte răbdători, ei le sugerăm nu să citească doar ce interesează, ci toate cele trei volume. Un om care este răbdător și care nu lasă lucrurile să treacă așa la voia întâmplării, este profesorul Dan Ravaru. Dar Ravaru nu frunzărește cărțile, ci le citește. De aceea are considerația și stima concetățenilor. Ca bârlădean, ca om de cultură, îi dăm cuvântul la această întâlnire de sub. Da, dau un fel de replică colegului meu, a citat un istoric francez, pe legătură cu viitor și trecutul, i-am să citez un istoric sârb, dar necunoscând limba respectivă, nu-l... Mă traduce! Îl traduc, da, de vorba de Zvici și de Lingvist, care a spus că în peninsula balcanică, sigur, este numai viitorul. A trecutul nu-l mai știe nimeni. Deoarece fiecare din țările balcanice are o anumită istorie. Dar prin istoria sârbă, alături de țara bulgarilor, o să vedem cât sunt mari deosebiri. Lucrurile de acestea există și în istoria noastră. Și de fiecare dată când este vorba de o monografie, îl citesc eu, nu știu câte oară astăzi, pe Nicolae Iorga, care a spus că nu vom avea o istorie adevărată a României până nu vom avea istoria fiecărui sat, istoria fiecărui comun, istoria fiecărui oraș, mai mare sau mai mic. De aceea, ideea de monografie este, o îmbrățișez întotdeauna și consider că există o mare nevoie de astfel de monografii, fiindcă, iertată în fie constatarea, în secolul al XIX-lea, când n-au pus nici săpături arheologice, nu s-au pus
când nici măcar cronicile nu fuseseră publicate, deja s-au stabilit niște linii directoare în istoria României. Ori aceste monografii ne pot aduce surprize, ne pot aduce noi interpretări. În privința Bărladului, sigur, unui onoraș cu totul deosebit, nu faptul că mă simt legat de el, dar consider obiectiv privind cineva, mai ales că zona, râul Bârlad, în primul rând, este pomenit de părintele istoric, acum de Herodot. Herodot constată că între Sileț și Prut se mai vărsa un râu în Dunăre. Așa au zis de la greci. Și se pare că întotdeauna, așa cum a avut dreptate cu ocolul Africii, cu poziția Soarelui, Herodot ar fi avut dreptate și aici. Și există o lucrare în Afoia Anconiu de Daniel Bultier Antos, a geografului bârlădean, tot din prodigioasa familiei Antonovici, Constantin Antonovici, care la un congres de hidrografie de la Varșovia, demonstrează că Bârladul cândva se vărsa direct în Dună. Această lucrare o cunoșteam din timpul liceului, fiindcă unul dintre colegii mei a fost un urmaș al familiei Antonovici, Virgil Antonovici, care ne-a fost coleg și care ne-a transmis cunoștințe din istoria, prin istoria Bârladului, atât din lucrările celor din familia domnului sale, dar și dintr-un fel de istorie legendară a Bârladului. Nu știu dacă în multe alte orașe, elevii de liceu de atunci, cel puțin de acum cât 15 ani, discutau așa de mult despre istoria orașului, știau până bine, știau lucruri concrete, adevărate, mai știau și acea poveste. Dar nu-i bine să dai cifrele astea precise așa. Hai, nu așa repetăm la noi. Tocmai, la așa. Și, mă rog, mituri locale despre pirații bârlădeni, despre Bârladul care a fost navigabil, dar aici ajungem la o problemă. Unii dintre ei s-ar putea să fie strămoșii Olte, pirații ăștia. Iar în privința etimologiei denumirii Bârlad, aici intrăm în, nu știu, câte zeci de pagini și avem o mulțime de soluții, se știe că sunt multe soluții. Nici una credibilă, până la credibilă, încât sunt trecute în revistă aici, încă nu toate, că mai apar și unele aberante. Bârlad a venit de la Perlatul, din latinește, când veneau curți așa de alatul Moldovei. Dar e frumos. Da, foarte frumos, foarte mult așa. Sunt multe, mă rog, supoziții, bine, și gotice, de tot felul. Însă, ceea ce este ciudat, acest cuvânt Bârlad apare ca nume de persoană în document. Ceea ce nu se întâmplă cu Siretul, cu Prutul, nu știu, alt râu din România care să fie nume de persoană. Rog, e altă supoziție. Totul e legat de problema începuturilor, de problema continuității, de problema prezenței românești în această zonă, de când și cum. Trebuie să visăm un manuscris de prin secolul al VIII-lea scris în limba română, care nu mai exista niciodată. Dar s-au adus foarte multe critici, discuții, au fost evocate, sigur, de domnul Academician Spinei, dar poate mai mult a fost combătut Hașdău și probabil în această combatere generală nu s-a ținut cont de un loc, de un lucru. Această zonă, Bârlad Vaslui, în, să zicem, areal, acest județ, acolo, sigur, a apărut datorilor împrejurări politicilor, că nu sunt amintite de autoare, dar faptul că la Vaslui a fost pentru un timp capitala Moldovei, cei doi marași. Faptul că Bârlad a fost marea vorbicie a țării de jos, la Cuș, o episcopie, înseamnă că zona asta a avut ceva. Ceva care încă nu putem să desfășim, că a fost un centru. Și un centru legat de acei cumani, de domnului Giuvara, care, mă rog, sunt acceptați sau nu, dar aș aminti o interesantă tradiție, mi s-a părut mie, folclorică, în zona Bârladului, vorba în Comuna Ivănești, unde în 1900 Antonovici dă un chestionar și acolo exista tradiția unui oraș tătăresc. Oraș tătăresc, tătare, profe și cumani.
Oricum, zona regresului un interes cu totul și tot deosebit în istoria noastră. Autoarea urmărește evoluția din toate punctele de vedere. Și materialul, informația care o prezintă, vă rog, acest cuvânt la așa informații mai mult, dar este enormă. Nu atât lucrarea în sine, dar notele de subsol, care aduc informații extraordinare, poate în mod egal față de lucrarea în sine. Complementare. Da, dar, aprofundează. Da, da, sigur, sunt cu totul interesante și cred că oricine va scrie, indiferent că scrie despre transportul sau despre urbanizare sau despre demografie sau prezența minorităților, va trebui să recurgă la această lucrare. Nu va fi o lucrare completă, atât că nu, cât nu va recurge la lucrarea doamnei Botea, colega mea, trofeu. Dar cu capitolul cel mai care impunător, este cel dedicat personalităților, care uimește prin varietatea persoanelor care... Într-adevăr, undeva, vorbind despre Bârlaș, toată această zonă, iarăși trebuie să ne-l amintim pe Dimitri Cantemir, care i-a dat unele caracteristici pentru Țara de Jos. Și, într-adevăr, spiritul militar, 45 de generali, mai mult și marea majoritate, aproape toți, sunt absolvenți ai liceului Gheorghe Rosca Codreanu. Eu întrebă de o explicație clară. Să știți că femeilor le plac ofițerii, militarii în general. Cred că asta, de dragul vârlădencilor, da, au devenit atât de mulți. Deci, sunt licee militare în România care n-au dat atâția generale. Parte. Plus, autoarea urmărește istoria militară a Bârlanului, care e deosebit de la cei călăreți tutoveni pomeniți în cronici, la unitățile militare numeroase și undeva familia mea a fost militar, sunt bunicii și tatăl, a fost o familie militar. Momentul, poate trebuie accentuat mai mult, faptul că în Budapesta au intrat militari din Bârlan, roșioi. Am intrat și am și relații de familie în sensul acesta. A fost un triumf al bărădenilor, afară 23 de... 23 artilerii. Regimentul 23 artilerii. Da, și 23 artilerii care... O fi meritul unguroacilor din Budapesta. Mai degrab, dat așa. Nu, că soldații români au fost preveniți atunci că unguroacilor ar putea să... Și dacă îmi permite... Să ajungă pe altă direcție. Dacă îmi permit și o mică paranteză, iertare. Da, în bunicii mei, vârlădeni, sau bunicul fiind de roșior, era plecat imediat când depusese actele pentru căsătorie și bunica mea s-a dus cu fratele ei de mână la primărie, când el era plecat. Mariaj în absență, iar. Da, în absență. Iar în 1919, când trupele române erau deja pe linia Oradea, bunica mea a plecat tot datorită spainile acestei unguroaice. S-a dus și a însoțit așa la cartierul general. Să nu-l rătească. Știai aceștia. Așa. Ei, trecând peste glume, acel regiment 23 artilerii, care a avut baza la Furculești, PSD-tară, așa. Și unde m-am cunoscut cu Cezar Ivănescu la vârsta de 3 ani. Tatălui era tot în 23 artilerii și m-am bucurat, e o bucurie tristă. Unul din mari poeți contemporani, Cezar Ivănescu. Să-l sărbătorim anul viitor și la Vaslui da, și la Vaslui. Da, va avea 75 de ani. Și la Iași. Da, în momentul nașterii. Și păcat că, mă rog, cărțile lui nu sunt destul de difuzate. Ar trebui în toată această zonă, fiindcă s-a întâmplat treburile urâte românești. După 89, niște atacuri, mizere, niște... Dure. Da, știu. A primit niște acuzații total gratuite și, fiindcă eu știu cel mai bine, dar vreau să spun că o asemenea valoare, sigur, avem valori imense din trecut, să nu uităm pe cele contemporane. Valoarea cărții
volumul sau mai, s-a spus că sunt 3.000 de pagini. Foarte bine, se pot citi. Eu mă angajez să le termin, am citit jumătate de carte și, într-adevăr, se poate citi cartea ca să găbătăm ansamblu asupra ei. Sigur, un capitol, iarăși, foarte important este cel dedicat presii. Presa vârlădeană este uimitoare. Începând cu un ziar din 1870, deja, deci în 1870 s-a un ziar, care s-a numit Semănătorul și a avut un ecou plăcut, a reluat această denumire pentru Semănătorul cunoscut în care elevii, cred că mai învață la școală, mai învață literatură, mai învață. Întâi s-a semănat la Bârlad și a încolțit. Da, s-a încolțit Semănătorul mai târziu, dar în acest ziar din Bârlad apăreau, între altele, traduceri din greacă vechi. Au apărut traduceri din greacă, deci vă dați seama de nivelul de cultură. Iar mulțimea colaboratorilor în presă, a editorilor de ziare, a izvoditorilor, ca să folosim cum mai vechi de presă, este uimitor. Și aș accentua că asupra revistii, sigur, Ion Creangă, pe care noi am reeditat-o, revista Ion Creangă, apărută la Bârlad în 1908, era studiată, citită de Gustav Weigel, la Leipzig, de Mayer Lübke, la Viena, de Iarnic, la Praga. Deci, din Bârlad, aceste reviste ajungeau în aceste centre de mare cultură și, apropo, de ai amintit de faptul că germanii au avut, nu Berlinul a însemnat cultură germană, alte orașuri, și Leipzig, și Göttingen. La fel, în istoria noastră, nu București a însemnat cultură. Au fost alte centre până la Biblia de la București, ca să te vorbim. Și actualmente, se pare că reviste care apar în provincii superioare celor din București. Iar denumirea de Weimar i s-a încordat Bârladul. Weimarul României, păstrând proporțiile, sigur, se justifică. Cine? Iorga sau ceva? Nu, Călinescu a spus Bârladul, Weimarul, Weimar cultural României. Sigur. Și între valori, nu, afară de valorile culturale din toate domeniile, nimeni nu poate să scrie istoria României în secolul al XIX-lea fără a vorbi de Bârlad, de Alexandru Ioan Pușcă. Deci nu poate să scrie nimeni istoria asta. La fel, de bine, de rău, vă rog, colegile așa, nu se poate scrie istoria României în secolul XX fără Gheorghe Udel din Bârlad. Deci, aceste două secole sunt marcate, într-un fel sau altul, de prezență, de prezențe de acestor oameni politici, vă rog, controversați undeva, fiecare român este controversat, nu mai fi român atunci. Și aș aminti o expresie a cronicarilor, acel se spaie gândul. Inițial și tendințează atâta informație pe care trebuie să aflăm. Și se încheie amintindu-l de Mahomet și islamism, da? Nu cei de astăzi. Dar Mahomet, când, mă rog, în doctrina, a folosit, îl spunea că, mă rog, păgânii, animiștii trebuie distruși, trebuiesc o plătiță într-un fel de și supus, evrei și creștini. Și ei au kitab. Kitab au carte. Au carte, se așa, o carte așa. Ei, acum și poporul bârlădean are carte și va fi oprotit de-a lungul timpului. Vedeți cum e erudiția, dar mă uimea și când eram noi copii, eram în gimnaziu. Citea enorm de multă istorie, eram departe de a fi citit cât citea el. Chiar nici literatură nu citeam cât citea el, istorie special, pasiunea istoriei. E antropolog, de fapt are o formație de antropolog. Da, Rava. Aici, la vasul e un antropolog. Un om în stare să se miște cu eleganță și cu cunoștințe foarte bogate. Pe o arie foarte largă. Cultură, istorie, geografie, atâtea. Vedeți că și ne-a și purtat de la Herodot la Mahomet.
Bine, foarte bine. Și are și farme. Erudiții pot fi uneori și cam așa, rebarbative, adică te acoperă cu informația. Ei, fiind vorba de modestie, permiteți să-mi citesc pe Hasek, care spunea la un moment dat, toți oamenii mari sunt modesti. M-ați auzit pe mine că mă laud? Pot cita și eu butada preferată a lui Victor Echimiu, dar nu știu dacă e a lui. Pentru că mi-am zis că în franceză sună și mai bine decât în românește. El spunea, sunt modest, dar vreau să se știe. Je suis modest, mais je veux qu'on le sache. Parcă sună și mai drăguț, mai muzical. Cred că e bine să-i mulțumim domnului Avaru și pentru cei care nu-l cunosc destul de bine, îi invităm la acțiunile la care dumnealui este moderator sau este prezentator la anumite lucrări și vor avea cu siguranță de aflat lucruri extraordinar de multe. Domnul profesor Avaru dintotdeauna și-a dorit să vorbească publicului. Și-a dorit să vorbească publicului nu pentru că îi place să se audă vorbind, ci pentru că are extraordinar de multe lucruri de transmis și de aceea cred eu că e bine să nu ratați, cel puțin elevii, să nu ratați ocaziile în care veți vedea pe afiș numele lui Dan Avaru. V-aș ruga în același timp să nu vă imaginați că doar cei în vârstă sunt cei care pot ține prelegeri, cei care vă pot transmite mesaje. Țin să menționez că Laurențiu Chiriac, doctor în istorie, colegul nostru de la Muzeul Județean Bațului, chiar dacă poate pare mai mai profund, este foarte tânăr, este doctor lădean, este un bagaj foarte mare de cunoștințe. Nu știu cât de mult a stat la catedră ca să simtă pulsul auditoriului, nu știu cât de mult înțelege din tot ce înseamnă mimică și gesturi la auditoriu, dar cu siguranță, datorită lucrului împreună, a învățat cât și cum să vorbească celor prezenți la o lansare de carte. Le invităm pe domnul Laurențiu Chiriac. Mulțumesc! Sigur, tot așa ca să nu mă auziți lăudându-mă, spuneam de gingășia mea, dar tot în acest context și în această relație trebuie spus că atunci când distinsa profesoară Oltea Rășcanu Gramaticu și lansa la Bârlad cartea, evident că m-am repezit să prind toate trei volumele și din întâmplare nu mi-am dat seama cât e de grea. Unul din volume mi-a căzut pe bombeu și mi-am zis, deci Oltea îi place nu numai mare, dar și mai greu. Iată, deci, le aveți în față. Sigur că încercăm oarecum într-o cheie de sinteză să spunem că această trilogie a Bârladului îi se cuvenea unui oraș al vechilor zidiri, a unui oraș care își trăiește seva speranței din gloria trecută a înaintașilor săi și mai ales a unui oraș cu efervescență viață culturală și chiar cu zone de îndelungată istorie, cum ar fi cele din cele mai vechi timpuri, de la Trestiana, Valea Seacă sau mai încoace Prodana și Târgul Medieval Bârlad. Doamna profesoară are calitatea de a fi o foarte bună analistă și face o sinteză, spune, revelatoare prin această trilogie, pentru că odată a urmărit scopul informativ-educativ al acestui demers istoriografic, apoi cel cultural, în sensul că la nivel de informații a fost cea care a coordonat colective de istorici locali care au fiecare și-au adus contribuția în a piatră cu piatră, cum se spune, și de a zidi tot ceea ce se numește istoriografia bârlădeană din ultimii, să zicem, 40-50 de ani, după care domnia sa a venit cu această a treia ediție
Dar în calitate de autor de sinteză, deci lucrarea este de autor aceasta pe care o vedeți, pentru că a așteptat foarte mult, știind și de la colegi, că urmează să apară și alte lucrări legate strict de anumite domenii de existență ale Bârladului, cum ar fi, și-a menționat de sensul academician, viața spirituală, viața bisericească, viața culturală, viața presei vârlădene și așa mai departe. Toate acestea a știut foarte bine să le înglobeze în această trilogie, care arată faptul că există în Bârlad un suflu deloc contradictorul cu cel din Vaslui, dar care arată că oamenii au știința trecutului și mai ales responsabilitatea, conștiința viitorului, pentru că trăiesc și știu foarte bine să-și gestioneze prezentul. În ce sens? În sensul în care tot ceea ce s-a făcut în Bârlad este bine gestionat și pentru a da o perspectivă orașului s-a închegat într-un, să zicem, prezent continuu această trilogie cu toți factorii de răspundere și cu toate acumulările științifice, istoriografice din toate domeniile. O să întâlniți inclusiv capitole legate de medicină, de geografia orașului, de știu eu, literatura orașului și așa mai departe, pentru că s-a dorit această sinteză, întrucât Bârladul suferea la acest capitol de reactualizare a mai vechilor scrieri. Este și un discurs al profesoarei Oltea Rășcanu, înscris, cu generațiile anterioare de, să zicem, dacă nu istorici, de oameni care au contribuit la istoriografia Bârladului și unii din ei au și fost amintiți. E vorba de episcopul Iacov Antonovici sau de Gheorghe Vrabie, legat de lucrarea sa Bârladul cultural. În altă ordine de idei, Bârladul, deși atunci când veți citi cartea, veți constata cum este și firesc oraș cu senectutea tradiției și cu voiciunea culturală pe care deja o știți, este și un oraș a cărui istorie a fost permanent un periplu al durerii înăbușite, pentru că de fiecare dată, în momentul în care acest prinț urban, cum l-am numit eu Bârladul, a încercat să renască, s-au găsit alții, în anumite conjuncturi politice, să îl frângă. Dar de fiecare dată a renăscut și era firesc ca toate acumulările din acel spațiu să fie undeva menționate, scrise și date spre cunoștința noastră a tuturor. Sigur că n-am să fac un periplu al acestei dureri înăbușite, spunând că rolul politic al târgului medieval Bârlad, al borniciei Țării de Jos sau al Bârladului militar în perioadele grele ale istoriei românilor, cum ar fi război de independență, primul și al doilea război mondial. Am să încerc doar să spun că există acolo o osmoză extraordinară, spirituală, culturală, o emergență creștină din cele mai vechi secole și care se perpetuează la nivel de dialog cu spiritul. Un oraș care de fiecare dată are acea enfază să-și cânte cu suplețe poema sa de binecuvântare, a devenirii, dacă vreți. Pentru că are această capacitate prin oamenii care se nasc acolo. Asta nu pentru că ceilalți care ar privi din afara urbei n-ar sesiza acest lucru, ci pentru că au posibilitatea să observe că acolo este un tumult, o mișcare nescrisă, ci doar simțită. Trebuie să te afli între ei pentru a-i simți cum practic respiră metafizic. Și mai mult decât atât, e vorba și de o viață artistică, culturală deosebită, cel puțin după 90, dacă nu chiar și înainte. Au existat câțiva oameni care au marcat locul, cum ar fi, s-au menționat câțiva dintre ei, vorba de distinsul om de cultură, doctorul Constantin Teodorescu,
profesoara Nicoleta Năutu, fosta directoare a Muzeului Vasile Pârvan, chiar cel care a fost înainte ei director, regretatul arheolog Vasile Palade și așa mai departe. Deci oameni care fiecare la locul lor nu s-au mulțumit, știu eu, în comodități liniștitoare, ci au fie, s-au agitat în ei înșiși, căutând în afara lor, a existenței lor, tot ceea ce credeau că nu pot găsi în altă parte, pentru că spațiul le-a permis să se manifeste pe deplin și mai ales cultura și tradiția anterioară i-a obligat, i-a responsabilizat pentru acest efort de a veni fiecare cu propria sa credință, cu propria sa contribuție la valorificarea culturală a urbei, la această contopire extraordinară între spirit, cultură și materie la Vârlad. Sigur că dacă George Călinescu a catadixit să numească acest Weimar cultural al României, a făcut-o în cunoștință de cauză și într-o sinteză la fel de revelatoare pentru tot ceea ce s-ar nume literatura română, în grandioasa sa istoria literaturii române, pentru că știa ce se întâmplă de fiecare dată la Vârlad. De altfel, tot Călinescu spunea în alt context și în altă carte că Vârladul are acea liniște, ar vrea de când în când să iasă din București și are acea liniște necesară de a crea, în care te poți plimba în voie, în așa fel încât nu ai cum, după aceea, înmagazinată odihnă, să nu o transpui în spirit. Închei cu faptul că această Oltea Vârladul, cum am numit-o de atâtea ori, această distinsă profesoară, este ceea ce v-am spus până acum, acel spirituș care nu se mulțumește cu, cu acele comodități liniștitoare, un om extraordinar, care de fiecare dată, dacă nu este participantă la o forfotă culturală, o iscă, o generează. Pentru că sufletul ei umblă în spații extraordinar de largi, pe care mulți dintre noi nu le închipuim, dar acest suflet descătușat este cel care întotdeauna se reculege în Vârladul drag. Așadar, autoarea are meritul că a știut să adune nu numai în trilogie, ci și în jurul ei oameni care au ceva de spus, ea însăși constituindu-se între ei o voce distinctă și mai ales fiind acel om care să știe să mobilizeze acele forțe locale creatoare de care vă vorbeam și pentru care, iată, Vârladului în sfârșit i s-a dat o carte de identitate. Și nu oricare, ci una destul de consistentă, care să arate nu numai vechimea îndelungată a orașului, dar mai ales tradiția sa culturală extraordinară și oamenii mari care s-au născut acolo. Vreau să vă spun că la nivelul întregii țări, județul Vaslui ocupă locul 4 sau 5, acum se dispută treaba între județul Vaslui și Botoșani, la nivel de personalități. Iar în cadrul județului Vaslui, evident, Vârladul are prioritate, dar dacă s-a luat o statistică și pe oraș. Între orașele României, Vârladul figurează între primele 10 ca importanța personalităților pe care le-a luat. Așadar, ca să încheiem într-o notă optimistă, între un viol și un accident de mașină, iată, mai există și cultură. Vă rog. Știam că Laurențiu și-a dat un doctorat în istorie, dar văd că forțează extraordinar de bine metafora, o folosește cu abilitate. Este un produs al Școlii Bărbădene. Doamna poate fi mândră că i-a fost elev. Eu sunt mândru că sunt coleg, el e în clădirea vecină. Și aș ține să menționez faptul că Vârladul nu reprezintă doar trecut.
Bârlatul trăiește, este viu, produce pe mai departe. Avem acolo și astăzi oameni de seamă. Avem un Mircea Mahalaucă care păstorește Muzeul Județean, Muzeul Vasile Pârvan, un Marcel Angel, directorul teatrului, care face lucrurile extraordinar de frumoase și interesate, Marcel Proca, un tânăr profesor care și el scrie, de asemenea Geta Modiga, care la Centrul Eminescu își face treaba extraordinar de frumos, un tânăr Gruia Novac, care curând împlinește 80 de ani și care nu se lasă absolut deloc, nume și lucruri din care și noi vasluienii ar trebui să învățăm. De-aia sunt bucuros că avem elevi în sală, de-aia exprim încă o dată speranța că și Vasluiu, încet, încet, va păși pe această cale frumoasă a culturalizării și își va schimba statutul dintr-un profund oraș administrativ într-un oraș cultural. Vă rog să-mi permiteți acum să dau cuvântul doamnei profesor Rotea Lășcano, autoarea și pricinata evenimentului de astăzi. Domnișoarelor, doamnelor, domnilor, simpatici și dragi colaboratori, dragi elevi, de fiecare dată întâlnirea cu publicul este un eveniment. Dragi elevi și eleve, normal. Când am spus elevi, au intrat și eleve, categoric. Avem statutul acesta bine definit, domnule profesor. Sigur, s-a vorbit mult și cu alte ocazii și acum. Este o bucurie categoric pentru cel care scrie, pentru cel care lansează, cu gândul la prezent și în același timp, cu gândul pentru generațiile viitoare, care își vor permite, o fărâmă din timpul lor, să citească dincolo de copertă, atât cât timpul le permite. Și asta este un foarte mult și un foarte mare capital. Sigur, suntem bârlădeni sau apropiați de bârlădeni cu sufletul și în sală. Sunt mai mulți, produs tot ai școlii bârlădene. Avem pe domnul profesor Popșa, avem dincolo domnul profesor Popoiu și mulți, mulți alții. Asta nu înseamnă, sub nicio formă, că noi sau voi. De mult am depășit spiritul acesta atunci când am avut această șansă deosebită, dincolo de a sta, eu știu, numai în arhive sau a fi un șoarece de bibliotecă, să am șansa asta să cunosc lumea. Și este poate darul cel mai teribil pe care l-am undeva de acolo de sus. Și atunci când depășești de multe ori Europa, atunci când reușești să vezi cele 5 continente locuibile și un pic și din al șaselea, care înseamnă Opus Dei de arhipelagul și de insule în Pacific, și când te apropii și de cel de-al șaptelea, nuncețos și înghețat, care înseamnă Antarctica, la 100 doar de kilometri, 150 de kilometri de Capul Horn, deci Tierra del Fuego, Argentina, America de Sud, începi să vezi alte lucrurile. Și atunci, ca să te mai cramponezi de o localitate mai mare sau mai mică, repet, țara cea mare, țara cea mică este România. Țara cea mare este Europa, iar lumea noastră este Terra. Dacă gândim în felul acesta, atunci toate micile noastre rivalități le lăsăm atât de mult și orgolii, atât de mult în urmă, pentru că dacă nu ne grăbim și nu reușim să fim punctuali cu ceea ce se întâmplă acum, cu toate aceste conflicte care ni se par mai mult sau mai puțin atente sau ne atrag mai mult sau mai puțin atenția, nu, și nu le enumer pentru că nu, asta este scopul meu, dacă lăsăm și poluarea și încălzirea globală și toate celelalte, și toate celelalte crize, cum ajunge noi ca noi, pentru că avem o vârstă, dar mă gândesc la dumneavoastră cei din sală, cei care sunteți foarte tineri, și la cei care vor urma, să ne gândim ce vom face cu această planetă albastră, cât și cum. Sigur, vedeam acum 2 săptămâni și urmăream la televiziune marea știre, da? Epocală,
nu a științei. Pe Marte există apă într-o anumită formă. Când, cum, mă rog, n-are importanță. Deja au început spiritele să se lanseze și în 50 de ani să începem colonizarea lunii în partea nevăzută. Și undeva, în mai puțin de 100 de ani, să ne îndreptăm spre alte planete. E bine, e rău, dar până în alta suntem aici, trăitor și muritor pe acest pământ. Și vreau să vă spun că atunci când m-am întors la istorie, pentru că aceasta este și profesia pe care am avut-o, am avut șansa să cunosc și alte domenii. Și chiar la școală să predau niște opționale care sunt legate sau erau legate de istoria culturii și civilizației, de istoria religiilor. Și vreau să spun că lucrurile acestea m-au ajutat cât se poate de mine. Și că pământul acesta, așa cât mi se pare de urgisit și vrem pe ăla, nu vrem pe ăla, ne place ăla sau nu ne place acela, este o stupiditate. Pentru că am trăit emoții deosebite, chiar dacă m-am aflat în Congo sau în, eu știu, am mers în Zimbabwe sau Zambia sau am ajuns la Cape Town, adică sunt lucruri, sau undeva în Australia, Noua Zeelandă sau undeva la, eu știu, Borobudur, nu? Ca să spun, în zona aceasta de Java, în arhipelagul indonezian, pretutindeni trăiesc oameni. Dar dacă plecăm acolo cu niște idei preconcepute. Am de zile nu am mers în China, pentru că China este numai China, lui Mao și așa mai departe. Nimic mai greșit. Și am ajuns de câteva ori, nu numai în China, dar și în teritoriile care au revenit, de vorba de Macau, dar în primul rând de Hong Kong. Dacă mergi nu așa și vrei, nu vreau să ajung în Vietnam, că nu știu ce Vietnam și așa mai departe. Sau nu vreau să ajung în Birmania. Sau nu vreau să ajung. Dacă undeva ai o astfel de șansă, atunci trebuie să fii deschis. Și le spuneam prietenilor mei, distinșilor profesor, că trebuie să ai și puțin curaj, dincolo de posibilități și mai departe, dar trebuie să ai și curaj. În mai, mi s-a oferit această șansă de a merge în Iran. Și toți au spus, în Iran? În Iran? Republica Islamică și Iran? Și a spus, în Iran. Și regret că, pentru moment, în Siria, dar eu am răbdare, să se reglementeze situația și de Siria și Liban, să ajung și acolo. Ce a mai rămas din Damasc? Pentru că sunt unele șanse, stimați prieteni, incredibile. De exemplu, eu am fost în Nepal acum 4 ani. În Nepal acum 4 ani era această sublimă civilizație pe care au realizat-o. Ei, acum, în urma cu drumului, o mare parte dintre aceste temple s-au dus. Deci, ca să nu mai lungesc și să revin la oile noastre, trebuie să ai pasiune să scrii, trebuie să ai ambiție, trebuie să ai și o doză de nebuneală, trebuie să ai și o doză de puțină nesimțire, în sensul bun al cuvântului, cu ghilimele de rigoare, adică să lași toate celelalte și să scrii, să scrii, să scrii, iar să tai, iar să o iei, iar să o iei de la capăt și undeva să nu știi neapărat unde ajungi. Undeva cu această carte, se adună undeva cam 20 de volume, iar ca lucrări 15 volume, între care 8 sunt de istorie, celelalte 7 sunt de călătorii, pentru că toate aceste călătorii le-am acumulat într-o serie de cărți. Eu cred că și la avion, în drum spre Zimbabwe, lucra la ceea ce nu e rău. Da, deci eu nu pot decât să le mulțumesc prietenilor, colegilor, domnului director, Bichineț, Gelu, pentru faptul că mi-a dat această ocazie să vă cunosc, o parte dintre dumneavoastră care nu mă cunoașteți, să mă cunoașteți, să ne mai reîntâlnim cu aceste cărți care, repet, sunt mărturii a unui suflet care dorește să lese ceva. Nu neapărat, nu vrei nici recompensă, nimic altceva, dar trebuie să mai dăm din când în când de la noi ca să lăsăm ceva. Așa. Nu? O mică filă, nu în calea aia, cum spuneam în licee, nu? Și scriam noi în carnețelele noastre, în calea nemuririi, dar ca uitări. Deci, concluzionând,
Astăzi a fost o zi frumoasă, o zi însorită în inima mea și sper și a dumneavoastră, indiferent de vremea de afară. Să gândim pozitiv și să încercăm să fim mai buni atât cât putem, dincolo de egoismul nostru animalier, dincolo, să spunem noi, de ceea ce încearcă să ne distrugă, pentru că vorba politicului, totuși. Dacă ne gândim la ceea ce ne unește, e mai bine. Pentru noi, pentru Europa, pentru planeta noastră. Vă mulțumesc! N-a luat surata Friedrich Nietzsche, dincolo de bine și de rău. E? Dincolo de bine și de rău, e multe. Convinși că pentru cei interesați, cărțile acestea vor fi în Biblioteca Județeană Vaslui. Sponsorii, nu știu, Bin Laden, Putin sau știu eu cine o sponsorizează. Aia Tolai! Sigur, cu acele excursii, o invidiez pentru curaj și pentru șansa de a călători atât de mult. Este foarte generos sponsorul cu aceste deplasări, mai puțin generos cu tiparul, pentru că nu ne-a venit decât un singur exemplar din această deplasare. Cu mare efort, dar noi suntem bucuroși. Deocamdată. Celelalte, pe măsură ce vor fi consultate și extraordinar de uzate, vom mai cumpăra încă 2-3 exemplare pentru publicul Vârlădean. Vom încerca noi să mai facem altele peste bani de. Așa este și firesc, să mulțumim autoarei, să-i dorim pe mai departe sănătate și spor la scris, să-i dorim pe mai departe sănătate sponsorului sau sponsorilor. Pentru moment, călătorie plăcută. Așa, probabil se plătește de o altă călătorie. Iar celor prezenți aici, să ne urăm pe mai departe să aibă posibilitatea să participe la astfel de evenimente și să se întâlnească cu un public la fel de liniștit și cald cum ați fost dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că ați avut telefoanele închise. E un semn că pășim pe acea cale frumoasă a normalității. Vă mulțumesc că nu ați ieșit din sală, deși poate ați fi vrut. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați răpit din timp și ați făcut ceea ce probabil la început v-ați gândit că e bine să nu faceți. Și nu în ultimul rând, mulțumesc dascărilor că v-au permis să veniți la acest eveniment. Celorlalți care sunt mai în vârstă și au venit de bunăvoie, la fel prețuirea mea, iar celor care vor dori de acum încolo să participe la evenimente, rămânem la fel, ușa deschisă ca și până acum. Luni, la ora 14, în cadrul întâlnirilor lunare după amiezi culturale la Vaslui, vom avea o întâlnire la fel de frumoasă, la fel de interesantă, și anume profesorul Constantin Dram și profesorul Vasile Spiridon de la Universitatea din Iași, respectiv Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău, ne vor vorbi despre clasici și minori în literatură. O conferință scurtă de 50 de minute, după care urmează discuții cu cei care au înțeles ceva sau care au nelămurit în legătură cu ceva. Îmi permite să rădănesc? Da. Chiar mă gândeam că le ia de pe masă și nu le mai lasă la discuție. Doamne, ferește să vă cadă pe picioare. Vă spun că am simțit. Doamnă, vă mulțumesc. Trei volume atât pe cadă. Trei volume, am înțeles. Simțiți-le bine. Consistente, care vă aparțin. Donația se asociază cu o îmbrățișare. Trec după masă, imediat. Pentru că sunteți foarte aproape. Am un adaus, hai să spun. Vă rog, o secundă, vă rog. Un moment, domnul profesor Crețu mai are un adagio, după care... Este și epigramist, pinta. Da. Mă joc cu cuvintele. Păi da, au fost aici, să știți, niște surse de inspirație pentru epigramă. O cheamă și gramaticul, soțul care a fost adevăratul sponsor. S-a și autosponsorizat din câștigurile ei fabuloase, bineînțeles. Din meditații. Da, da. Sigur, care e mare. Da, da. Și epigrama pentru acum, cam și una pentru întâlnirea de luni. V-am spus că am să le ococ, după ce am văzut afișul cu întâlnirea cu Dram și cu Casia, cu Spiridon. Dar cea făcută lui Oltei și lui Dan Ravaru,
Oltei între Herodot și Mahomet, o citesc unde este transcrisă, da. Oltei între Herodot și Mahomet, laude pe drept adusuialis. Sufletele, din suflet, trebuie pronunțat așa ca să fac rima care urmează în final. Laude pe drept adusuialis, sufletele în conjugare jet be jet, amor intelectualis. Pentru acum, pentru data viitoare, eu știu foarte bine pe amândoi, că am apoi și printre studenții mei, ai roșu, la Iași, la litere, la filologie. Și el a venit de la Pașcani, la Iași, datorită faptului că l-am adus redactor la editura Junimea, când eram eu director acolo. Ca și pe Mirel Cană, foarte bun redactor. Să se știe. Deci, asta pentru dramă și pentru Spiridon făcută. Afișul sună, cum ați auzit, clasici și minori. Eu mai zic, domnule, clasici și romantici, majori și minori, dar clasici și minori, dacă mi-a sunat așa, ca un suspect. Și am copt-o, sună așa. Cei doi, de drame vorba și de Spiridon. Au să vă întrețină una, două ore, dar în fiecare e un clasic, dar în fiecare e un clasic Craidon cu mare apetit pentru minore. Regulă, cei care vin la noi prezintă cărți, vă vorbesc, vă transmit mesaje, vă îndeamnă spre ceva. Mai sunt și persoane, cum este doamna Olteroșcanu, care vin cu darul, cum este și domnul academician Spinei, la fel, cu dară, cu gânduri frumoase și cu îndemnuri da. Spre mai bine. Câteva cărți pentru biblioteca dumneavoastră, le recomand cei care nu, unde sunt de ale mele, unde de colaborator, doar cei care au insomnie, pentru o viață mai mare. Și numai o scurtă intervenție, sub jumătate de oră, niște reflexii pe baza ce s-a auzit aici și lucruri foarte frumoase și amuzante, dar și de învățământ profund. Vreau să preconizez cu următoarea călătorie foarte curând, fiindcă spațiul terestru al nostru a fost epuizat. Desigur, doamna profesoară va întreprinde ordinea pe Marte. V-ați văzut că are deja un program. Și încă un lucru, ca să nu vă speriați, ați văzut cărămizile de acolo. Să știți că lectorii au de 3.000 de pagini, să știți că lectorii după ce citiți 2.000 de, și 800 de pagini, restul merge foarte ușor. Provocărilor care au existat, a spus că cu istoria Vladului am încheiat, nu? Sau alte proiecte care am și intrat. Islamul va fi cât de curând și anul viitor ne vom întâlni aici cu o carte legată de călătoria în Iran și despre Islam, dar pentru că am fost provocată în legătură cu o sinteză a sintezelor, deci iată că din momentul acesta, deci 16 noiembrie 2015, octombrie, da? Intră deja în plan, da? Vedem acolo, da? Și să vedem ce iese. S-ar putea un final pentru uz, pentru toate lucrurile astea, să existe doar un singur volum, o sinteză a sintezelor legate de istoria Vladului și, de ce nu, istoria Vasluiei. Dar e pentru cei care au... Eu de mult mă tem, i-am și spus la lansarea trilogiei, că ne paște lansarea unui tetralog. Vă mulțumim tuturor, vă așteptăm luni la ora 14 și vă dorim tot binele de lume. Mulțumim!